Sute de bucureșteni au participat în această seară la Biserica Domnița Bălașa Paraclis Patriarhal, la procesiunea cu maștele Sfântului Ierarh Grigorie, episcopul Nisei. De ce ați venit în această seară la biserică? Da, în această seară am venit pentru că este ziua lui Sfântul Grigorie de Nisa, fratele lui Sfântul Vasilii cel Mare. Am o dragoste așa pentru el, în fiecare an vin și la liturghie și la vecernea de seară. Mâine este Sfântul Grigorie de Nisa și în seara asta se face slujbă de vecernie pentru Sfântul de mâine. Am aflat la jurnalul Trinitas de ieri seară că va fi astăzi al treilea hram al acestei biserici. Biserică la care, sinceră să fiu, acum calc pentru prima dată. Deci am venit cu mult dor, cu mult drag și cu o curiozitate, că am înțeles că este o bijuterie. Este o frumusețe de biserică și sper rușinea mea n-am intrat în ea până astăzi. E prima dată când am venit aici, chiar am rămas impresionat. Ce poate simți un creștin? O bucurie. Și nu mă așteptam să ajung aici, după aceea am aflat, dar m-am bucurat foarte mult că am reușit aici să ajung și am simțit puterea rugăciunii și faptul că am fost aproape de moaștele Sfântului Grigorie a fost o binecuvântare pentru mine. Evenimentul este organizat în fiecare an în ajunul zilei de pomenire a Sfântului Grigorie, episcopul Nisei. Moaștele Sfântului se află aici de aproximativ 40 de ani.